Bună seara, dragă audiență, și bine ați revenit! Facem un tur diferit, pentru că facem pe noapte. Suntem cu Mihai Burcea, v-am obișnuit cu el, nu mai intrăm în detalii, mergem peste tot cu Mihai. Și în această seară facem turul stângii interbelice. Salut, Mihai! Salut, salut! Bună seara! Da, astăzi vom vorbi despre locurile memoriei în care, în perioada interbelică, au avut loc diferite evenimente în acest perimetru din centrul Bucureștiului, în Piața Revoluției. Suntem în buza străzii Academiei și în buza Piaței Revoluției din București. Și de ce vom porni de aici, din Piața Revoluției? Pentru că, totuși, mișcarea de stânga, Partidul Social Democrat din România, a luat naștere totuși în Piața Amzei, nu în Piața Revoluției. La acea vreme, în 1893, Partidul Social Democrat din România a luat naștere în cadrul unui congres ținut în sala Sotir din Piața Amzei. Dar acea sală nu mai există și este cumva la foarte mare distanță de locul în care ne aflăm noi acum. Și atunci am hotărât că în acest perimetru din centrul Bucureștiului, strada Academiei, Ion Câmpineanu, George Vraca și Ion Brezoianu, este mult mai aproape și mult mai concentrat în locuri și evenimente. Okay. Și din această cauză am ales să pornim de aici, din Piața Revoluției, unde în spatele nostru, în anul 1921, a avut loc un congres al Partidului Socialist din România, la care s-au separat apele. Adică în clădire sau unde? Da, mai exact. undeva aici, pe locul în care se află astăzi blocul Romarta. Acesta este blocul Romarta. A, deci pe locul blocului nu era, era altceva. Era altceva. Era o casă, vom vedea un pic mai încolo. Și pornim de la acest document, care este un referat al secției de propagandă și agitație din 1956 al Comitetului Central, prin care Paul Niculescu Mizil, adjunctul lui Leonte Răuntu de la Direcția de Propagandă, propune conducerii de partid amplasarea unei plăci memoriale exact la parterul acestui bloc. Okay. Bloc care a fost ridicat în anul 1937. La acel moment era cunoscut sub denumirea de blocul Băncii Ilfov sau blocul sindicatului Băncii Ilfov. Ulterior a fost cunoscut perioada interbelică după 1937 și în anii 40 sub denumirea de blocul Dragomir Niculescu, pentru că la parter, pe partea cealaltă, spre Calea Victoriei, s-a deschis o băcănie la parterul acestui bloc. Și atunci mulți au rămas cu blocul, denumirea populară, blocul Dragomir Niculescu. Iar în perioada comunistă s-a chemat blocul Romarta, pentru că la parterul blocului unde s-a aflat băcănia Dragomir Niculescu s-a deschis un magazin de stat, al întreprinderii comerciale de stat, Romarta. Romarta, nu Romarta Copiilor. Asta am vrut să zic, pentru că sus, pe Calea Victoriei sau jos, depinde din ce direcție privești, era Romarta Copiilor. Da, vis-a-vis de cercul militar de Casa Centrală a Armatei la acea vreme, în 1959, după ce s-a ridicat acel bloc de vis-a-vis de Casa Centrală a Armatei, la parter s-a deschis un magazin Romarta Copiilor. Și acest referat din 1956 propune conducerii de partid, deci biroului politic și secretariatului Comitetului Central, amplasarea unei plăci memoriale la parterul acestui bloc, pentru că pe locul acestui bloc avusese loc în anul 1921, mai 1921, Congresul Partidului Socialist, în cadrul căruia s-au dezbătut anumite puncte pe ordinea de zi, printre care cea mai importantă a fost afilierea la Comintern, la Internaționala a Treia Comunistă. Bun, acest referat este semnat de Paul Niculescu Mizil, care la acea dată era adjunctul lui Leonte Răuntu la secția de propagandă și agitația Comitetului Central. El este fiul lui Gheorghe Niculescu Mizil, Gheorghe Niculescu Mizil, care a fost unul dintre fondatorii Partidului Comunist. Deci el a participat la acest congres al Partidului Socialist și a votat pentru afilierea partidului la Internaționala a Treia și transformarea lui în Partid Comunist. Fiul lui Beizadeaua, odrasla lui Paul Niculescu Mizil din zilele noastre, este un adept al capitalismului sălbatic și îl cunoaștem toți de pe YouTube, Serghei Niculescu Mizil. Deci iată meandrele istoriei. Această placă este amplasată chiar în mai 1956. Aceasta este o fotografie dintr-o lucrare publicată în anii 1960 și vedem placa care era amplasată exact aici, la parterul blocului, la scară, exact acolo, pe strada Academiei 35-37 și care amintea, placa care amintea de lucrările Congresului Partidului Socialist din mai 1921. Casa în care a avut loc acest congres, primele două zile ale congresului, a avut loc în această casă. Era redacția oficiosului Partidului Socialist, Socialismul. Următoarele zile ale congresului, următoarele trei zile, pentru că el a avut loc în perioada 8-12 mai 1921, s-au desfășurat pe strada Sfântul Ionică, numărul 12, unde vom merge un pic mai sus, care la acel moment era sediul Partidului Socialist, era închis, pentru că la greva generală din 1920, guvernul hotărăse sigilarea partidului, sediului partidului și închiderea lui.
Dar în timpul congresului, congresiștii au făcut un apel la Ministerul de Interne, l-au rugat în scris, au apelat la Ministrul de Interne Constantin Argetoianu să aprobe deschiderea sediului partidului, măcar pe durata congresului, desfășurările lucrărilor congresului, și ceea ce s-a aprobat, și atunci după primele două zile s-au mutat în Sfântul Ionico numărul 12. Acesta spunem este blocul. Placa nu mai există. Placa nu mai există, da, da. Blocul vedem aici, este un bloc ridicat în 1937, un bloc solid, foarte foarte bine realizat, cu un bunker. Da, aici jos sunt buncăre, iar în capăt acolo la restaurantul Cavalerilor este fostul adăpost al antierian din perioada războiului. Deci dacă vreți să vedeți cum arată, da, mergeți la restaurant, nu facem reclamă. Știm că, asta este... că se găsește mâncare bună acolo. Bun. Apropo de asta. Iar aici avem tot blocul Dragomir Niculescu, să-i spunem, din 1937. Adică acest bloc de aici. Da, acest bloc din spate. În 1937 asta ar fi Ion Câmpinanu. Da, aceasta este Ion Câmpinanu din zilele noastre, da. Care în perioada interbelică s-a numit Aristide Briand. În anii 20 strada s-a numit, mă rog, și înainte de 1920 s-a numit strada Academiei, dar pentru că noi avusesem o colaborare foarte bună cu francezii și misiunea militară franceză ne susținuse în timpul primului război mondial și, bineînțeles, noi fiind o țară filo-franceză, filo-britanică, atunci s-a luat hotărârea la municipalitatea în anii 20, a hotărât să redenumească strada Academiei în strada Aristide Briand, iar strada Regală, astăzi Ion Câmpinanu, a fost redenumită Raymond Poincaré. Aristide Briand, care era un lider al Partidului Socialist din Franța, ceea ce e inexplicabil pentru că, vedeți dumneavoastră, în anii 20-30, în perioada interbelică, nu existau nume de socialiști de stres, pentru că mișcarea socialistă, Partidul Comunist și Socialdemocrație erau oarecum tolerați de guvern, iar, bineînțeles, mișcarea comunistă era reprimată de guvern, fiind interzisă. Dar pentru un francez, pentru un lider francez socialist, se putea face această derogare. Bun, și suntem în anul 1937, zona este sistematizată. Această clădire care se afla cu trei caturi, care se afla exact în mijloc, la confluența străzilor Regală cu Academiei. Deci, practic, aici unde vedem parcarea. Exact, practic, exact în mijloc. Această clădire adăpostise în perioada 1895-1916 un restaurant la parterul său, care fusese deținut de către Constantin Dobrogeanu Gherea, Constantin Adamovici și Andrei Dumitrescu. Îi se spunea grădina Dumitrescu în epocă, pentru că în spate vom vedea era o curte care lega clădirea cu trei caturi de Casa Vanic, pe care s-a clădit blocul Romarta, blocul Dragomir Niculescu, care a fost demolat în 1937 și în 36-37 și s-a ridicat blocul Dragomir Niculescu. Bun, și acest Andrei Dumitrescu cu Dobrogeanu Gherea aveau acest restaurant care mergea foarte bine și îngădeau. Dobrogeanu și Gherea mai avea un restaurant și la gara. Și la Ploiești, la Ploiești, la Ploiești. Da, exact, da. Un restaurant fantastic cu o bucătărie extraordinară. Așa, regal, da, da, în zona. Dobrogeanu Gherea era teoreticianul mișcării socialiste, el era un fel de bunic al patriarhului socialismului românesc, îi se spunea în epocă, și avea și acest restaurant în coproprietate cu Andrei Dumitrescu, Adamovici și mai târziu Filip Codreanu. El a funcționat cam timp de 20 de ani, 1895-1916, cam așa. E, și aici vedem o altă fotografie, tot așa luată în 1937, vedem mai bine, fotografia este luată din hotelul Union, din stânga noastră, și acum următoarea, da, stați că imediat le potrivesc. Bun, aceasta este o fotografie din 1930 și vedem mai bine cu aceeași clădire. Cu aceeași clădire, da. Uite-o pe colț aici. Dar vedem mai bine casa în care a avut loc congresul Partidului Socialist. Cea care era practic pe locul acestui bloc. Exact, da. Asta e undeva din 1930-31 fotografia și vedem că aceasta este casa care a adăpostit sediul redacției Socialismul și locul în care a avut acest congres al Partidului Socialist din România în mai 1921. Apoi aici este o grădină, un spațiu viran. Apoi vedem în cealaltă parte. Deci asta ar fi către Ion Câmpinanu. Către Ion Câmpinanu, da, asta exact. Da. Aici este colțul casei Vanic, Anton Vanic, care a fost un avocat și un mare proprietar în București, pentru că numai pe Calea Victoriei Anton Vanic avea mai multe posesiuni. El moștenise toată această avere de la Constantin Vanic, care era un fost moșier, un fost neguțător de cereale și moștenise o avere uriașă. Și Anton Vanic a închiriat ulterior casa Vanic, a închiriat-o unui hotel, magazine, unui bijutier și la un moment dat și gazetei Timpul de orientare conservatoare. Bun, și în 1937 toate aceste clădiri sunt demolate, inclusiv casa cu trei caturi, unde și-a avut sediul restaurantului Andrei Dumitrescu și Constantin Dobrogeanu Gherea. Vedem că la acea vreme se circula și tramvaiul, la începutul anilor 30, ulterior. Strada asta e paralelă cu Calea Victoriei, care Calea Victoriei exact, era în spate. Da, practic. Strada Academiei, noi suntem aici pe strada Academiei, era paralelă cu Calea Victoriei, intrai pe strada Regală și dădeai în Calea Victoriei. Iar vis-a-vis aici se afla casa Toroc Fialkovski, locul pe care astăzi se află Palatul Adriatic. Vom merge mai
un pic mai târziu. Iar aceasta este o fotografie dintr-un alt unghi. Este, vedem de aici de unde este acest automobil, este exact strada Ministerului din spatele nostru, cea care este aici. Și lângă, vedem în dreapta automobilului, se afla grădina Cărăbuș. Deci exact pe locul în care astăzi se află clădirea, Palatul Ministerului Afacerilor Interne, care și la acea vreme, în anii, mă rog, după 1938-39, când s-a ridicat construcția, când a început demararea lucrărilor de construcție, a adăpostit în anii 40 și tot Palatul Ministerului, tot Ministerul Afacerilor Interne. Deci aici aveam grădina Cărăbuș. Iar aici era o berărie care la momentul realizării fotografiei era închisă. Deci acest automobil iese din strada Ministerului, intrarea Ministerului care astăzi se cheamă Cristian Popișteanu, de la istoricul Cristian Popișteanu, și intra în strada Academiei. Iar casa noastră ar fi fost undeva 20 de metri mai sus, casa care a adăpostit lucrările Congresului din 1921. Acum o să intrăm un pic pe strada Ion Câmpinaru, dar nu înainte de a vă spune care era starea de spirit la momentul desfășurării lucrărilor Congresului. Până în anii 20, mișcarea socialistă, Partidul Social Democrat a fost oarecum tolerat de autorități. Partidul era văzut ca o mișcare, ca un fel de plante exotice, o excrescență, ceva implantat în ideile veneau de afară, erau văzut ca niște străini. Și fiind vot cenzitar, nefiind vot universal, votul universal a apărut abia după încheierea războiului, s-a legiferat după încheierea războiului, aveam vot cenzitar. Deci puteau vota doar cei care plăteau un impozit, un census. Cred că trebuie să o luăm, Pe aici, prin dreapta. Da, prin dreapta. Deci ne intrăm pe Câmpinaru. După război și sub influența mișcării revoluției bolșevice din Rusia, au apărut și în România mișcări și a luat amploare mișcarea socialistă și mișcarea muncitorească, sindicate, asociații profesionale și așa mai departe. La momentul 1921, la putere se afla guvernul Averescu, Constantin Argentoianu Averescu, Alexandru Averescu, care era un guvern conservator. El fusese instalat la putere în 1920, în martie, de către rege, fusese chemat la guvernare, în înțelegere cu liberalii. Și fusese chemat la guvernare tocmai pentru a reprima grevele, pentru că grevele, toate mișcările de protest care luaseră amploare după 1918, ne mulțumeau foarte mult patronatele și evident moșierii și în alta burghezie. Guvernul a hotărât în martie 1920 să-l aducă pe Averescu la putere, după ce în noiembrie 1919 avuseseră loc primele alegeri cu vot universal, dar acestea fuseseră câștigate de o coaliție de partide și Partidul Țărănesc al lui Ion Mihalacă, care era și un partid de stânga, cu foarte mare reprezentare în rândul Țărănimii, pentru că nu numai Partidul Socialist era de stânga la acea vreme, luase amploare și Partidul Țărănesc, care avea și el ca principiu lupta de clasă. Bun, și se instalase la putere această guvernare, blocul parlamentar s-a chemat în noiembrie 1919, în urma alegerilor din primele alegeri libere cu vot universal, și evident efervescența mișcărilor de protest a luat amploare. Aveau loc foarte multe greve, foarte multe proteste și așa mai departe. Speriați de această amploare și de această efervescență, regele Ferdinand, împreună cu membrii Partidului Național Liberal, cu conducerea Partidului Național Liberal, regele a hotărât să-i aducă la putere pe conservatorii lui Alexandru Averescu și lui Constantin Argentoianu, care imediat ce s-au instalat la putere, au organizat alegeri și conform cutumei interbelice, cine organiza alegerile, le și cam câștiga. Contează cine numără, nu? Da. În cazul acela era, contează cine le propune. Evident că Partidul Poporului al lui Alexandru Averescu, care era unul dintre cei mai populari politicieni de la acea vreme, fusese ridicat la gradul militar de mareșal, el și Constantin Prezant erau cei doi mareșali ai României, dar după război el intrase în civilie și crease această Liga Poporului, care s-a transformat ulterior în Partidul Poporului, a câștigat alegerile și a început să treacă la reprimarea tuturor mișcărilor de protest din București și din țară. La alegerile din noiembrie 1919, Partidul Socialist reușise să obțină 7 voturi, 7 deputați în Parlament, iar la alegerile din martie 1920 a reușit să trimită în Parlament 19 deputați. Este cel mai mare număr de deputați, de parlamentari trimiși de vreodată de Partidul Socialist în Parlamentul țării. În octombrie 1920 are loc și greva generală, care este reprimată de autorități, de guvernul Averescu. Sunt foarte operate, sunt mii de arestări în toată țara. Cu acest prilej se dau lovituri foarte grele mișcării socialiste. Ulterior, pe 8 decembrie, are loc și atentatul lui Max Golșan din Senatul României, care la acea vreme și avea sediu în Palatul Universității. Atentatul, în urma căruia mor 3 demnitari și din nou este guvernul intră în alertă
Și astfel că la momentul mai 1921, când a avut loc acest congres al Partidului Socialist, guvernul înconjurase sediul Partidului Socialist și se aștepta. Aștepta, în funcție de ce votează congresiștii. Dacă votează afilierea la Internaționala Comunistă, îi săltăm pe toți curat constituțional. Dacă nu votează afilierea, îi lăsăm în pace să-și vadă de treabă. Ok. Numai că în toată această perioadă, dintre 1918 și 1921, membrii de partid care erau radicalizați din Partidul Socialist, în special tinerii, Marcel Paucăr, Ana Paucăr, Elena Filipovici, deci baza partidului tinerii, se radicalizează foarte mult sub influența Revoluției Bolșevice din Rusia. După ce guvernul arestase liderii Partidului Socialist la greva din octombrie 1920, în rândul Partidului Socialist a rămas o mare masă de radicali, care la acest congres, evident că fiind cei mai mulți, având o dominanță în partid, au reușit să-și impună viziunea și punctele de vedere. Și astfel Partidul Socialist a scindat, a aderat la Internaționala Comunistă și astfel s-a născut Partidul Comunist din România. Cei care au pierdut partida, respectiv socialiștii moderați și centriștii, ulterior și-au înființat partide socialiste moderate, Partidul Socialist, Federația Partidelor Socialiste, Partidul Social-Democrat și așa mai departe. Iar în perioada interbelică, în perioada anilor 30, avem vreo 3 sau 4 partide socialiste. Avem Partidul Socialist Unitar, avem Partidul Socialist Popovici, avem Partidul Social-Democrat și Partidul Comunist, care este în ilegalitate. Restul funcționau legal. Bun. Și aici ne aflăm în fosta piața Teatrului Național, care astăzi doar acest porticol, acest fronton mai amintește de clădirea Teatrului Național ridicat pe vremea lui Știrbei Bibescu Vodă și Știrbei Vodă, deci la 1852 a fost inaugurată, dar lucrările au început încă din anii 1840. Dar Teatrul Național a fost bombardat de aviația germană între 25 și 26 august 1944 și a rămas mulți ani un loc viran aici. Și acest fronton, rămășiță, este realizată de cei la Hotel Novotel pentru a aminti de această construcție a Teatrului Național, Teatrul Mare din București. Aceasta este o fotografie din anii 20, pe calea Victoriei. Iar aici se vede Hotel Continental, peste drum. Adică cel de aici din stânga noastră. Da, iar aici se vede Casa Anton Vanic. Și înțelegem că e mai în spate? Nu, casa este chiar pe locul unde s-a ridicat blocul Dromarta sau Dragomir Niculescu. Deci casa a fost demolată. Aici spuneam că a avut loc și redacția Timpul a avut pentru câțiva ani a avut sediul în această casă Vanic. Iar aici avem o perspectivă mai amplă, mai bună. Iată cum arăta blocul Dragomir Niculescu. Este o fotografie, cred că din 38-39. Este locul pe care a fost amplasată casa Vanic și pe care s-a ridicat blocul Dragomir Niculescu, viitor Romarta. Aici era sediul unde astăzi se află. Ce stradă e asta? Calea Victoriei este aici, da. Iar noi am venit pe aici, pe Câmpineanu, pe strada regală. Deci asta încolo e Calea Victoriei. Și aici tot în Calea Victoriei, înspre Palatul Telefoanelor. Da. Iar aici avem, vis-a-vis, avem exact sediul B1 TV de astăzi, care în anii 30 a fost sediul unei societăți comerciale de transporturi feroviare, se chema Wagon Leeds, de unde se puteau cumpăra bilete, era un fel de agenție de voiaj pentru această adică societate. E blocul din spatele nostru. Da, care se află la parterul Palatului Adriatica. Tot așa, Palatul Adriatica a fost ridicat pe locul casei Toroc în perioada interbelică, undeva în anii 20-30. Deci casa Toroc Fialkovski, unde era o celebră cafenea Fialkovski, se chema, unde evident venea toată protipendada Bucureștiului, erau cele două cafenele, Capșa și Fialkovski, foarte renumite, prestigioase în epocă. Iar aici avem o imagine din 1975 cu blocul Dragomir Niculescu, numai că la acea vreme, în perioada comunistă, s-a aflat, așa cum spuneam, magazinul Romarta, întreprinderea comercială de stat Romarta. Acum, revenind la 1918, aici avem o pictură reprezentând manifestația din Piața Teatrului din 13 decembrie 1918. Când... Piața Teatrului, adică de aici. Da, adică de aici, exact de aici. Așa se chema Piața Teatrului. Da. Da. Deci tot ce se află la confluența, piața se află la intersecția străzilor Regală, Azi Câmpineanu, cu Calea Victoriei. Și o manifestație muncitorească, inițiată de tipografi, la care au luat parte câteva mii de muncitori. Noi veneam la... Da, aici vedem frontonul fostului Teatrul Național. Adică cel... Da, exact, da. Această manifestație muncitorească a fost inițiată de tipografi. Eram la 13 zile de la ceea ce astăzi noi sărbătorim statul unitar român prin declarația de la Alba Iulia, 1 decembrie 1918. Și numai că în acea perioadă, după ce s-au retras trupele de ocupație, germano, austro-ungare, bulgare și turce, în noiembrie 1918, jefuiseră cam tot ce prinseseră prin București, s-au retras. Au jefuit și a rămas într-o penurie gravă de alimente, de energie, de combustibil. Deci o mare criză. O mare criză, da, da. Iar muncitorii cereau, evident fiind stimulați și de Revoluția Bolșevică din Rusia, aveau revendicări
ce revendicări aveau? Ziua de lucru de 8 ore, impozit progresiv, dreptul pentru femei, votul universal pentru femei și, bineînțeles, ameliorarea condițiilor de lucru. Manifestanții s-au strâns aici, în piața Teatrului Național. Autoritățile au înconjurat piața cu cordoane de militari și la un moment dat au somat muncitorii să se retragă, erau câteva mii, să se retragă, au refuzat pentru că se temeau ca muncitorii să nu se îndrepte către Palatul Regal și să declanșeze, evident, Revoluția Bolșevică pe modelul sovietic. Și de asta, la un moment dat, i-au somat să părăsească piața, muncitorii au refuzat și după au deschis focul. Au căzut câteva zeci de morți și câteva sute de răniți, au fost în total, eu estimez la 60-70 oameni care au murit. Istoriografia comunistă a dat numărul de 103-105 victime. Dar de ce au dat mai multe? Sau? Așa au estimat, așa au estimat tu ei. Tu mai crede că ar fi așa? Da, eu, confruntând diverse surse, presa vremii, cu documentele din epocă, mergând și la cimitirul Rembiere, unde au fost aruncați într-o groapă comună, numărându-i ce se află pe acel obelisc care a fost amplasat în 1948, exact pe groapa comună unde au fost aruncați cei care au murit în 13 decembrie 1918 și confruntând cu alte surse. Am ajuns la concluzia că nu au fost mai mult de 70 de morți. Ceea ce oricum este foarte, oricum, foarte, da, mult, foarte, foarte mult, da. Și să nu mai vorbim și de răniți. Și, de... și răniți, da, și mulți au murit și după aia, că au fost răniți foarte grav și unii au murit și pe parcursul anului 1919 sau anul 1920. E interesant că nu există o plachetă. Nu există. Da, a fost o plachetă, fost. O să vă arăt. Da, da. Da, da. Astea sunt doar niște picturi, niște desene. Una este de Alexandru Ciucurentu, nu mai știu care din ele. Acesta este tot așa un desen. Aici se vede mai bine frontonul. Da, da, și clădirea Teatrului Național. Aici avem muncitorii și represiunea sângeroasă. Era un guvern liberal în 13 decembrie 1918 și avem parte de un guvern liberal condus de Ionice Brătianu, iar ministrul de interne era Gheorghe Mârzescu. Da, și acesta este tot, da, asta este un tablou în ulei Alexandru Ciucurencu. Și apoi, uitați, aici este placheta. Evident că după 1947-48, când a fost amplasat, în 48 a fost amplasată această piatră comemorativă. În fiecare an aveau loc aici comemorări. Erau aduși pionierii, flori, cu coroane de flori, muncitorii tipografi, pentru că devenise ziua de 13 decembrie, a fost transformată în ziua tipografilor. Și se depuneau în fiecare an coroane de flori la această piatră tombală, care s-a aflat exact în spatele nostru, la câțiva 7-8 metri. Ea a fost vandalizată imediat după Revoluție, în 1990, pentru că tot ceea ce ținea de stânga era asimilat cu Partidul Comunist, deși la momentul 13 decembrie 1918 Partidul Comunist nici nu exista la acea vreme. Partidul s-a înființat abia 3 ani mai târziu. Într-adevăr, erau grupuri comuniste, clandestini și se chemau, care activau în București și care aruncau manifeste, dar ei în ponderea manifestației au avut o pondere foarte mică. Deci participarea a fost foarte redusă. Cam la fel s-a întâmplat și la greva de la Grivița. Și la greva de la Grivița. Da, au fost, evident că au fost comuniști acolo. Au fost, dar într-o măsură mică. Când ai 4-5.000 de oameni muncitori care lucrează în ateliere și ai celula de partid de 60-70 de oameni, poți să zici că toți lucrătorii din ateliere au fost comuniști? Nu, la fel și aici la manifestație. Evident că au fost diferiți radicali care strigau trăiască Revoluția Bolșevică, jos Ferdinand, jos monarhia și așa mai departe. Dar nu ăsta era obiectivul principal al acțiunii, al mișcării de protest. Și, evident, după aia a fost considerată o mișcare bolșevică și la Revoluția din decembrie 89 a fost vandalizată placa. Dar să revenim, pe locul Teatrului Național, după ce a fost demolat, după ce a fost bombardat de aviația germană, aici a rămas un loc viran, un hău mare, pe locul în care astăzi se află Hotel Novotel. În anii 90 aici avem o terasă, terasa Anda, da? Aici coborând spre Ion Câmpinanu și către blocul Adam. Iată aici o altă imagine din altă perspectivă către fosta piața Teatrului Național. Deci vedem un loc viran pe care se amenajase și o parcare în anii 90. Deci aici aveam parcare, iar un pic mai sus aveam terasa, terasa Anda. Da? Și cu blocul Dragomir Niculescu aici și Palatul Adriatica, despre care am vorbit. Iar aceasta este o fotografie mult mai bună a plăcii comemorative, amplasate chiar în spatele nostru. Se știe ceva cam pe unde a ajuns? Nu, absolut... Nu știe nimeni pe unde a ajuns. Normal ar fi fost să fie menționat aici, să fie o placă, pentru că totuși sunt niște oameni, niște victime, cei care au murit, nu aveau absolut nicio legătură nici cu partidul, sunt pur și simplu muncitori, oameni simpli care ieșiseră pur și simplu de foarte asemănător cu da, ce s-a întâmplat la Grivița. Da, deci nici măcar nu poți să zici că erau lideri ai Partidului Socialist, domnule, sau nu știu, niște comuniști de barcă, știi? Domnule, nu punem plăci comemorative pentru că erau niște bolșevici care vreau să aducă Revoluția Bolșevică din Rusia. Da, înțelegi dacă e așa. Și iar acesta este acel obelisc de la cimitirul Rembiera, care a fost amplasat
în 1949, la sfârșitul anilor 40, și pe care este, pe care sunt trecute și câteva nume ale unor muncitori care au căzut la manifestația din 13 decembrie. Obeliscul a fost amplasat, așa cum spunea, pe groapa comună. Ulterior, socialiștii, da, pentru că este ridicat în 1940, la sfârșitul anilor 40, și evident regimul a confiscat cum ar veni manifestația. Tot evenimentul, da, în favoarea lor. Da, evident. Și au pus se cerea și Ciocanu, deși Partidul Socialist avea un mesaj super revoluționar la acea vreme, adică nu trebuie să omitem acest lucru, da, și Partidul Socialist își radicalizase puternic discursul, dar nu adoptase încă însemnele din Uniunea Sovietică. Bun, și de fiecare dată, în fiecare an, în perioada interbelică, socialiștii mergeau să comemoreze într-un mod semiclandestin, pentru că autoritățile vremii nu le permiteau socialiștilor să vină să comemoreze morții din 13 decembrie, și oarecum această ceremonie funestă care avea loc în fiecare an la cimitirul Renvierea se desfășura într-o semiclandestinitate, pentru că erau urmăriți de oameni ai siguranței, care îi filau, nu care cumva să țină discursul, să arboreze steaguri roșii și așa mai departe. Bun. Apoi, aici este un portret al lui Ice Frimu. Ice Frimu era secretarul Partidului Socialist de la acea vreme, care era unul dintre liderii moderației ai Partidului Socialist și care la manifestația din 13 decembrie a fost arestat cu mai mulți lideri ai Partidului Socialist, cu Gheorghe Cristescu, cu Ilie Moscovici. Au fost arestați, au fost duși la Prefectura Poliției Capitalei, au fost maltratați, bătuți. După aia au fost împărțiți pe la penitenciarul Văcărești, pe la închisoarea Jilava și așa mai departe. Și el a murit în februarie 1919, deci câteva luni mai târziu, în urma unui tifos exantematic pe care îl contractase în Moldova și în urma bătăilor, pentru că i-au bătut cu ciomegele, pur și simplu, la Prefectura Capitalei, și în urma maltratărilor din penitenciarul Văcărești. Și chiar și Nicolae Iorga spunea la un moment dat despre Ion Ice Frimu, depângea moartea lui pentru că era unul dintre liderii moderați și denunța brutalitatea guvernului cu care a intervenit împotriva liderilor socialiști, chiar și asupra celor moderați, cu viziuni moderate. Apoi avem o pagină din cum arăta Gazeta Socialismului în anul 1919, deci la un an de la represiunea sângeroasă din 13 decembrie 1919. Aici sunt două, este un desen al lui Tonița, mi se pare că și celălalt, deci Nicolae Tonița avea vedere socialistă la acea vreme. Bun, și acum ne vom îndrepta către sediul Partidului Socialist din strada Sfântul Ionica, așa cum spuneam, care se află un pic mai jos. Ne aflăm pe strada Ion Câmpinanu, în spatele nostru, în perioada comunistă, deci în anii, undeva în a doua jumătate a anilor 50, a fost instalată o placă comemorativă care să amintească de locul în care s-a aflat sediul Partidului Socialist din anii 20, 1919, anii 20. Și pe locul unde, așa cum spuneam, aici s-au desfășurat ultimele zile ale lucrărilor Congresului Partidului Socialist din mai 1921. Și această piatră amintea de locul în care s-a aflat acest sediu și care este exact în spatele nostru, era amplasată exact în spatele nostru. Noi suntem pe strada Ion Câmpinanu și acum o să vă arăt și cum arăta sediul Partidului Socialist în anii 20. Da, aceasta este o schiță. Iar acesta este sediul în care a avut loc Congresul Partidului Socialist din mai 1921. Era un P+1. Deci înțelegem că ăsta a fost practic aici? Da, undeva aici. Undeva aici. Și piatra era un pic mai într-o parte, mai în față. Da, pentru că în spatele casei se vede actualul bloc al care adăpostește sediul Avocatului Poporului. Și o să trecem ușor când intrăm prin acest gang. O să intrăm și o să vedem exact clădirea Avocatului Poporului. Bun, și această clădire a fost demolată undeva în anii 30. Trebuie spus că în anii 20 clădirea, sediul Partidului Socialist a fost închis și la un moment dat s-au mutat, au fost diverse locuri în București unde Partidele Socialiste desfășurau activitatea. Partidul Social Democrat la un moment dat în anii 30 și-a desfășurat activitatea pe strada Izvor numărul 37, unde ridicase prin subscripția, un fel de subscripție publică la care au aderat muncitorii. Au contribuit muncitorii prin diverse sume la ridicarea Casei Poporului. Exact așa se chema, Casa Poporului din strada Izvor numărul 37. Actualmente este demolată, se afla pe locul unde astăzi avem Parcul Izvor. Toată zona a fost, mă rog, demolată cu întregul cartier Uranus pentru a amenaja Parcul Izvor și centrul politico-administrativ cu Casa Republicii și Bulevardul Victoria Socialismului. Bun, deci avem în anii 30 avem cam trei centre. Avem sediul din strada Izvor 37, avem un sediu pe strada Ion Brezoianu, unde vom merge un pic mai jos, și un sediu era pe o sală unde se desfășurau lucrările diverse evenimente, conferințe ale partidelor de stânga, pe strada Eforie, care e paralelă cu Bulevardul Elisabeta. Acesta fiind sediul, vreau un pic să vă arăt și amplasamentul
din anii 50. Iar aici avem spatele bisericii Crețulescu, da, care practic după care, blocul acesta, care, da, după blocul acesta, pentru că toată zona a fost sistematizată aici în perioada 1958. Și sala Palatului, da, asta? Și sala Palatului, da, este nu, aici este clădirea oarii Palatului Regal. Deci e un pic, aha, mai sus. Bun. Da. Deci practic nu era sala Palatului. Sala Palatului este undeva aici. E mai încoace. Da, 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 da. Și avem spatele bisericii Crețulescu. Avem locul unde întorceau tramvaile în anii 50. Da, avem Palatul Ministerului Afacerilor Interne. Aceasta este o fotografie din 1958-59. Tot așa o fotografie din uite că mi-am scris tot din anii 50, se vede locul în care întorceau tramvaiele. Aceasta este placa un pic mai de aproape cu mesajul care se afla, inscripția care se afla pe piatră. Da. Acesta este Gheorghe Cristescu, unul din liderii Partidului Socialist, care aici se afla exact pe deasupra rotondei. 90 de ani? Da, aici avea Parcul Carol e aici. Da, exact. El aici se află pe rotonda mausoleului din Parcul Carol. În spatele lui se vede amenajat lacul și, mă rog, Parcul Libertății se chema la acea vreme. Și Gheorghe Cristescu este aici sprijinit în baston și cu un chipiu pe cap. Îl avem aici tot așa la domiciliul său din strada Herescu Năsturel, care după moartea sa a luat denumirea de Gheorghe Cristescu. Și îl avem aici cu Lenin în spate. Deci el era pensionar, era ilegalist la acea vreme. El care a fost primul lider al Partidului Comunist din România. El a fost secretarul general al Partidului Comunist, pentru că la congresul din mai 1921 era unul din liderii Partidului Socialist și a votat afilierea. Și ulterior a fost numit președintele Partidului Comunist. Și în perioada 1921-1924, el a condus până la trecerea în ilegalitate, până la scoaterea în afară legea activităților comuniste, el a condus Partidul Comunist. Și în anii 50 a fost trimis la canal, pentru că el după 1924 a părăsit Partidul Comunist și a trecut la social-democrați și ulterior la socialiști. Mă rog, comuniștii îi vedeau pe socialiștii, pe concurenții lor, ca pe niște troschiști, ca pe niște trădători ai clasei muncitoare. Și pentru acest lucru, în anii 50, la începutul anului 50, a fost trimis timp de 2 ani la canalul Dunăre Marea Neagră, într-o colonie de muncă, pentru reeducare. Da, și după venirea lui Ceaușescu la putere în 1965, a fost reabilitat. Acesta este un reportaj despre strada Nu vom zăbovi asupra lui. Iar aici este o fotografie cu liderii Partidului Socialist, Partidul Social Democrat, deja în anii 30, la începutul anilor 30, după ce au fost atacați de huliganii de extremă dreapta, undeva în zona un pic mai sus, străzii Oteteleșanu, unde astăzi se află Palatul Telefoanelor. În anii 20-30 aveau loc frecvente confruntări între cei de stânga și cei de dreapta, partizanii celor două curente politice, extremiștii care erau partidul cuziștii, cei care erau grupați în jurul Partidului Național Creștin al lui Goga Cuza, Octavian Goga și Gheorghe Cuza, și mișcarea legionară care era condusă de Corneliu Codreanu, ulterior Garda de Fier, gardiștii. Frecvent în București se cotonăgeau unii pe alții pe străzile din centru, în special aici, în zonele din centrul capitalei. Voi reveni un pic la anii 58-60, pentru că toată zona, așa cum am spus, a fost sistematizată, iar aici a fost ridicat un ansamblu de locuințe, un ansamblu foarte modern la acea vreme. Sus avem aici, un pic mai sus, avem blocul care s-a chemat Adam, blocul Turn, blocul Adam. Avem un șir de blocuri. Da, acesta este, da, da. La fel, da, la fel blocul din spatele nostru este amenajat, este ridicat tot în anii 60. Și ca punct central, sala Palatului, care a fost inaugurată undeva în 1960-61, iar ea a fost ridicată, sala Palatului, pe locul în care s-a aflat Casa Mică, sau Casa Albă, deci locul în care a locuit regele Mihai în timpul războiului. Pentru că regele nu a locuit în Palatul Regal, ci locuia în această vilă care era lipită. Da, era lipită de Palatul Regal. Da. Numai că această vilă a fost bombardată de aviația germană în urma măsurilor de pedepsire a noului guvern din 24-25 august. A fost bombardată și ulterior a fost demolată. Și a rămas o pajiște în spatele Palatului Regal și ulterior, în perioada 58-61, a fost ridicată sala Palatului pe locul acest amplasament. Bun, și acum o să ne îndreptăm, o să intrăm prin acest gang spre strada George Vraca, vom coborâ către cartierul Presei, locul în care, pe strada Brezoianu, la confluența străzilor Brezoianu cu Constantin Mile de astăzi, se afla acest cartier al Presei. Iar acesta este blocul din stânga, blocul care astăzi adăpostește Avocatul Popular, da, cel care l-am văzut în poză, da. Deci undeva pe aici era clădirea care a adăpostit sediul Partidului Socialist. Deci aici în stânga noastră ar fi fost. Da, undeva în stânga noastră, da. Exact. Și aceasta este o superbă clădire,
interbelică, și de pe vedem George că Braca. Da, a fost reabilitată, da, acum câțiva ani a fost reconsolidată și reabilitată perfect. Și am intrat pe George Braca, avem aici un bloc care seamănă cu imobilele din Barcelona, e așa stil Gaudi, superb. Da, e, din păcate e lipsă de curent aici, deși da, avem... Da, nu prea avem lumine și nici prea multe apartamente care să fie locuite. Da, sau, aici nu știu. Se închiriază foarte mult, proprietarii și închiriază apartamentele și probabil când au clientele stau cam goale. Dar da, arată mai deosebit. Da, da. Bun, și acum ne îndreptăm către strada Ion Brezoianu, în cartierul Presei. În fața noastră avem, chiar în față, avem fost primul sediu al redacției ziarului Universul, ziar naționalist de dreapta, condus de Stelian Popescu. Iar, deși este chiar cel din față, unde în balcon acolo se vede o... Cel din fața, deci în capătul străzii. Dar din fața noastră, exact, da? Unde în balcon se vede o uriașă ușă de fier forjat. Casa este reabilitată, nu înțeleg de ce se află, de ce trenează inaugurarea ei. Și această ușă a rămas în acel balcon, într-un fel semi-abandonată. Imediat după primul sediu al redacției ziarului Universul, avem Palatul Universul. Da? Deci după clădirea aceasta, da, după clădirea aceasta este... se vede Palatul Universul, da? Da, care a fost inaugurat în anul 1930 cu mare fast. La acea vreme era cea mai modernă redacție de ziar din România. Fusese amenajat în spatele Palatului Universul, fusese amenajată și o tipografie. Deci palatul adăpostea sediul redacției și administrației, iar în spate, prin acest gang, se intra în clădirea care adăpostea tipografia. Unde e ceva, e club acum acolo. Da, sunt diverse activități, sâmbătă-noapte. Da, da, o să traversăm un pic. Aici ne vom opri puțin. Aici este efigia lui Stelian Popescu, deci patronul și directorul ziarului Universul. Bun. Și de ce ne-am oprit aici? Pentru că în anii 30, aceasta este o perspectivă, este o fotografie luată din strada, din capătul străzii Constantin Mile, deci chiar de vis-a-vis, pardon, numai o clipă, așa. Deci înțeleg că noi suntem practic la parterul, da, noi la parterul acestui exact, bloc din capăt. Da, da, la parterul Palatului Universul. Iar după cum se vede... Aici este Palatul Universul. Unde stăm noi? Da, unde stăm noi, chiar la parter. Da? Da. Iar aici, în stânga, avem Palatul Adevărul. Și este ridicată, această structură de beton este ridicată pe fostul amplasament al Palatului Adevărul, aici în partea stângă. Deci avem, pe de o parte, presa de stânga, Palatul Adevărul adăpostea ziarele Adevărul și Dimineața, care au ziare de stânga, democratice. Și chiar în față este Palatul Universul, ziarul de dreapta, deci se aflau chiar la câteva... Una lângă alta, beau cafeaua împreună. Exact, exact. Din păcate, în anii 2010 sau 2011, vis-a-vis de Palatul Adevărului, se găsea casa lui Constantin Mile, cel care a fost inițiatorul presei democratice din România, cel care a fondat ziarul Adevărul. Această casă a fost demolată în 2010, deși e în patrimoniu istoric. Iar astăzi, pur și simplu, acolo este un loc biran. Am văzut că mai parchează. Exact, este o parcare. Din păcate, această casă a căzut sub lama buldozerelor pentru rechini imobiliari, diverse interese litigioase, în fine. Da, deci strada Constantin Mile nu adăpostea, Sărindăr, s-a chemat strada Sărindăr, pentru că în capăt, unde astăzi se află cercul militar, se afla Biserica Sărindăr, una dintre cele mai populare biserici din București, Biserica Coconilor, care a fost demolată în anul 1895 pentru a face loc Palatului Cercului Militar de mai târziu. Deci sub regele Carol I se demolau și atunci biserici, adică nu era doar Ceaușescu a demolat biserici. Da, avem altă fotografie cu... De această dată, fotografia este luată din Palatul Universul către... Adică de aici, de sus. Da, către cercul militar. Și da. Calea Victoriei. Da, da, și Calea Victoriei. Aici avem Calea Victoriei. Da. Da. Bun, și acum, de ce ne-am oprit aici? Pentru că în anii 30, în special în 1936, conflictele dintre partizanii dreptei și partizanii stângii, dintre cele două tabere au luat amploare, odată cu declanșarea unei campanii de presă de către ziarul lui Stelian Popescu, care își radicalizase discursul într-un hal fără de hal, cu tente antisemite, jidovii și presa evreiască de stânga, în fine. Deci, până în anii 30, ziarul a avut un limbaj cât de cât normal, moderat,
Dar odată cu efervescența, creșterea tensiunilor politice, discursul ziarului Universul s-a radicalizat. Și în vara anului 1936 a declanșat o puternică campanie împotriva presei democratice, presei de stânga. Și la un moment dat au avut loc în București aceste autodafeuri, adică ruguri, ca pe modelul Germaniei naziste, huliganii extremei drepte, au început să ardă în intersecție. Aceasta este o fotografie din fața cercului militar și se văd ziare și cărți scrise de Sadoveanu, Victor Eftimiu, cei care scriau la gazetele democratice, care sunt arse exact în fața palatului cercului militar. Mai există câteva fotografii în presă cu astfel de ruguri și partizanii extremei drepte care pur și simplu luau la bătaie pe oricine citea pe presa în Cismigiu, de pildă, care se afla în spatele. Wow. Dacă ai văzut cum ziar Dimineața sau Adevărul, era luat la cotonogeală. Această tensiune a durat cam din 18 iulie până în 23-24 iulie, deci vreo 4-5 zile, când din păcate poliția nu a intervenit și au fost zeci de victime în București, cu răniți, au fost și 3 morți. A fost bătut directorul ziarelor Adevărul și Dimineața, Constantin Graur, a fost maltratat Alexandru Graul, filologul de mai târziu, celebrul profesor, care era profesor la liceul Gheorghe Lazar din spatele Cismigiului, și ieșea de la cursuri și a fost văzut de huligani extremei drepte, recunoscut și a fost luat la bătaie. Și iar aceasta este o fotografie tot din iulie 1936. Îi avem aici tot pe partizanii extremei drepte, care salută cu salutul roman, salutul nazist. Și fotografia este luată chiar de aici, de pe treptele Palatului Universului, deci chiar în fața lor. Și în spate se vede strada Constantin Mile. În cele din urmă, aceste manifestări au fost curmate de către autorități. După 2 zile a intervenit și poliția, care avea o toleranță nemărginită față de manifestările extremei drepte, dar în cele din urmă a fost nevoită să intervină după ce au apărut și morți și răniți. Au fost vreo 2 tipografi care au fost uciși în acele zile și au intervenit în forță și au curmat aceste manifestări. Evident că confruntările dintre cele două tabere au continuat și pe parcursul anului 1936 și 1937, dar de mai mică intensitate. Revenim un pic la începutul secolului 20. Sunt liderii partidului, unui cerc de studii de la Iași, sunt liderii Partidului Social-Democrat, lideri social-democrați, în 1900, după trădarea generoșilor, deci trecerea unor lideri social-democrați la Partidul Liberal, partidul cumva s-a autodizolvat. Și au rămas doar niște grupuri de intelectuali, grupuri de muncitori care au continuat ideile, dar nu mai activau în formă organizată, deci de partid. Și acesta este un grup de tineri socialiști de la Iași și vedem femei, dar sunt partenerele lor de viață. Ce vreau să spun este că, deși era un partid social-democrat cu vederi progresiste, care milita pentru dreptul de vot al femeilor și pentru emanciparea femeilor, din păcate în conducerea partidului nu se găseau femei. Singura femeie care a avut o funcție de conducere a fost Ecaterina Arbore, dar care a avut o funcție de conducere abia în 1913, când s-a reînființat partidul și a fost cooptată în cadrul biroului executiv al partidului. Și a fost singura femeie din conducerea Partidului Social-Democrat până în 1916, când a intervenit războiul și partidul s-a dizolvat. A fost dizolvat de autorități. Și acum am să vă arăt o fotografie, ca să vedeți această debalanță de discrepanță în probleme de gen. Aceasta este o fotografie a conducerii Partidului Social-Democrat din anii 30, de la începutul anilor 30, unde vedem numai bărbați. Nu există nici o femeie în conducerea partidului, deși la acea vreme femeile căpătaseră drept de vot la comune, deci în alegerile locale, puteau fi alese, începând cu anul 1928, femeile puteau fi alese în consiliile comunale, în consiliile orășenești, dar nu puteau fi alese în Parlament. Deși erau alese, adică... Da, au fost alese, da? Au fost și primărițe, câteva primărițe alese în teritoriu, nu mai știu acum numele lor, dar vedem această, cumva, politica era confiscată de bărbați. Dacă și în Partidul Social-Democrat, care era un partid cu vedere înaintate, nu avem absolut deloc nicio femeie. Deși femei știau în oficiosul partidului, în lumea nouă, Izabela Sadoveanu sau, nu știu, Ela Negruții, mai care era la PNC, celebra avocată, mai scria în presa democratică, dar în poziții de conducere, la fel și la PNC, care era un partid burghez de stânga, femeile nu erau văzute în conducere, nu aveau funcții de conducere. Așa cum am spus, aceasta este o fotografie de grup de la începutul anilor 30. Jumanca, Ilie Moscovici, Constantin Popovici, Lothar Rădăceanu. Bun, undeva trebuie să fie și Titel Petrescu, dar nu-l identific eu acum. Bun, și acum o să ne deplasăm, o să coborâm pe strada Brezoianu, să mergem coborâm către strada Zalomit. Vom face dreapta către Cismigiu pentru a merge la locul în care își avea domiciliul Constantin Titel Petrescu.
unul din liderii Partidului Social Democrat din perioada anilor, din anii 30 și anii 40. Suntem tot pe Brezoianu. În față avem, mă rog, pe partea dreaptă avem McDonald's-ul la intersecția Bulevardului Elisabeta cu Ion Brezoianu. Asta spun ca să identificăm mai bine, da, foarte bine locul în care ne aflăm. În stânga avem blocul Gambrinus, care a fost reabilitat în urmă cu vreo 7-8 ani. Și arată foarte bine. Da, foarte bine. Da, da, da. Și acum vom face dreapta, intrăm pe strada Ion Zalomit. Aici, în dreapta, avem Casa de Cultură Petofi Șandor. Adică chiar, da, aici. Chiar aici. Da, este o casă de cultură care și în perioada interbelică, în anii 40, în a doua anii, jumătate anii 40, a găzduit multe întruniri ale Partidului Social Democrat, pentru că Partidul Social Democrat, după 23 august, evident, a reintrat în ilegalitate ca toate partidele și a activat până în anul 1948, când a fost înghițit de Partidul Comunist. Iar Titel Petrescu, liderul Partidului Social Democrat, după 1946, și-a creat propria formațiune, pentru că el n-a fost de acord cu înregimentarea partidului în Partidul Comunist. Și atunci și-a creat un partid propriu, Partidul Social Democrat Independent, în 1946, și acest partid a funcționat până în 1948, când au fost arestați toți liderii acestui Partid Social Democrat Independent, pentru că nu au vrut să adere la Partidul Comunist. E, aici, un pic în dreapta, suntem pe Zalomit, numărul 12. 12, da. Din păcate, nu se vede prea bine. Avem un mare conac. Un palat, un conac. Practic este gard în gard cu parcul. Este, și da, cred că se vede bine și din parc, da, dar, uite și de aici. Este fosta casă a lui Istrat Emicescu, celebru avocat interbelic Istrat Emicescu, o uriașă vilă care avea și o bibliotecă, cea mai mare bibliotecă din perioada interbelică, care găzduia vreo 40-50 de mii de volume. Istrat Emicescu, care a cochetat cu extrema dreaptă, cu Corneliu Codreanu la un moment dat și cu Mișcarea Legionară, dar s-a certat undeva în anul 1937, s-a despărțit de el și a intrat în grațiile lui Carol al II-lea, iar în anul 1938 este cel care semnează Constituția carlistă, debutul dictaturii carliste în anul 1938, pe baza Constituției elaborate de Istrat Emicescu, care devine evident și ministru la un moment dat. După venirea comuniștilor la putere, a fost condamnat pentru activitatea sa politică din anii 30 și a sfârșit în pușcărie, undeva în anii 50, nu mai știu anul. Dar acest conac de pe Zalomit numărul 12, care în zilele noastre este deținut, de o rudă a lui Micescu și are un preț exorbitant, ceva la 10-12 milioane de euro, și probabil nu-și găsește cumpărător, pentru că cine ar cumpăra această proprietate ar fi nevoit să investească foarte mulți bani, pentru că nu poți să trebuie să o reabilitezi, trebuie să o reconsolidezi și să o recondiționezi după normele urbanismului actual, normal, actual și de patrimoniu istoric. Și atunci, din această cauză, această vilă este uriașă, este lăsată în oarecum în abandon. Aici s-a aflat în perioada comunistă și până în acum vreo 7-8 ani, biblioteca pedagogică. A fost sediul bibliotecii pedagogice din București. Vila era, se învecina cu tipografia lui Sterian Popescu. Ei, chiar dacă erau amândoi naționaliști de dreapta, cu patria, cu țara, cu nu știu ce, la un moment dat, Istrat Emicescu îl dă în judecată pe Sterian Popescu pentru că tipografia făcea un zgomot infernal și tipografii și îl deranjeau, evident, îl deranja pe Emicescu, pe avocatul Emicescu. Poate vor fi doar motive sau poate e adevărat. Da, 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 da. Și la un moment dat au căzut la pace, s-au înțeles, nu știu cum au rezolvat-o, dar s-a aplanat conflictul între cei doi patrioți. Da, și acum vom intra în Parcul Cismigiu. Vom merge către domiciliul lui Victor Eftimiu și lui Constantin Titel Petrescu. Cismigiu, care a luat o nouă față în ultimele luni de zile, este asfaltat, lacul a fost decolmatat, locurile de joacă au fost reamenajate. Era cazul. Deci acum, da, era cazul că ajunsese, în paragină, ajunsese rău de tot. Da, și acum suntem pe margine, am intrat pe latura deci, dinspre parc. Conacul este aici. Da, da. În beznă total. Și după ce trecem de conac, o să avem vedere chiar către clădirea care a adăpostea tipografia lui Stelian Popescu, de care vă spuneam. Deci încă mai există clădirea? Da, clădirea există, da, și în momentul de față sunt adăpostește tot felul de firme din sectorul creativ, din domeniul creativ. Aceea este, da, unde
Exact. Unde este lumină acolo? Unde este lumină? Uite pe acolo, da. Printre... A, este tipografia. La acele geamuri verticale, nu? Da, și unde se poate intra din Brezoianu. Da. Se poate intra din Brezoianu prin acel gang de care vă spuneam, în curtea tipografiei. Am ajuns la domiciliul lui Titel Petrescu. El a locuit aici, în acest bloc interbelic, de pe intrarea Rigas. Există și o placă memorială pe frontispiciu. Este foarte plăcut. Există un șir de blocuri interbelice și din anii 60, ridicate pe, la buza... Pe bucata asta, pe plăteaua asta. Pe bucata asta, exact. La buza Cismigiului este superb. El este, este și unul dintre artizanii actului de la 23 august, pentru că în august 1944, el împreună cu Maniu, cu Brătianu și cu Lucrețiu Pătrășcanu au format actul de constituire a Blocului Național Democrat, deci coaliția de partide care a condus, care a complotat pentru răsturnarea regimului Antonescu. Și Titel Petrescu este cel care a fost reprezentantul PSD-ului în această alianță electorală, care a contribuit la răsturnarea lui Antonescu prin arestarea de către rege în ziua de 23 august 1944. Bun, el a militat în perioada interbelică pentru drepturile muncitorilor, pentru emanciparea femeilor, pentru o serie de măsuri, multe dintre ele pe care astăzi le considerăm normale, de exemplu repausul duminical, faptul că avem concedii astăzi, că beneficiem de pensii pentru asigurări sociale și așa mai departe. Multe lucruri s-au înfăptuit efectiv, altele au rămas de căruță, să zicem, impozit progresiv, sau marea discrepanță între nedreptatea socială cea mai mare, că vedem că în zilele noastre se accentuează diferența între bogați și săraci, plus în pandemie au fost niște creșteri de capital în zona băncilor și a multinaționalelor foarte mari și de la an la an avem această gaură, această discrepanță foarte care se accentuează de la an la an, prăpastia aceasta între clasele superioare și clasele de jos, între apăsați. Și Titel Petrescu a fost unul dintre cei care a militat pentru această echitate cum socială. Dar oare cum reușea să facă? Adică ce idee avea? Liderii socialiști și socialdemocrați în perioada interbelică, în primul rând toți liderii, semnau articole de opinie în oficiosul partidului. Ceea ce în ziua de astăzi nu se mai întâmplă la Partidul Social-Democrat. Deci toți, Ion Mirescu, Ilie Moscovici, Constantin Titel Petrescu, își expuneau viziunea politică în paginile partidului. Și cum ar veni, dădeau linia directoare de lucru, de activare, trasarea direcției, orientărilor partidului, era dată de fruntașii partidului, așa cum am spus, în gazeta Lumea Nouă, care era oficiosul Partidului Social-Democrat în anii 30. În anii 20 s-a chemat Socialismul, așa cum am spus, au funcționat mai multe partide socialiste în anii 20. Partidul Socialist, Partidul Socialist din Transilvania, care erau activau în această federație a partidelor socialiste. Bun, nu vreau să intru în detalii, dar după 23 august 1944, Titel Petrescu a intrat în alianță cu Partidul Comunist, a format Frontul Național Democrat, dar ulterior, după ce comuniștii au început să câștige în putere, și mai ales după 6 martie, când guvernul Petru Gros a venit la putere și socialdemocrații au fost cooptați în guvern, pentru că făceau parte din Frontul Național Democrat, el a fost, așadar, cum am spus, în această alianță cu comuniștii, dar în momentul în care s-a pus problema alegerilor, a venit momentul alegerilor din noiembrie 46, în primăvara lui 46, comuniștii le-au propus socialdemocraților să candideze pe liste comune. Ori Titel Petrescu nu a fost de acord cu această strategie, și a luat hotărârea de a se despărți de Partidul Social-Democrat și de a-și crea el propria formațiune. E, și așa cum am spus, după 2 ani de zile, comuniștii și-au întărit pozițiile, au instaurat Republica și apoi în 48 au instrumentat un mare proces politic împotriva socialdemocraților care nu li s-au alăturat, pentru că Ștefan Boitec și Lothar Răduceanu, cei care au rămas în Partidul Social-Democrat și s-au alăturat lor, n-au avut nicio problemă, au primit funcții în guvern, în Parlament și așa mai în Marea Adunare Națională. Dar cei care s-au opus au fost trimiși la pușcărie și au fost condamnați titeliștii, să le spunem generic așa, au fost condamnați la 25 ani, între 15 și 25 de ani închisoare pentru trădare de țară. S-a înscenat un proces, o mare porcărie în anii 50, la începutul anilor 50, a fost ținut în detenție 3-4 ani și după aia a venit procesul. Arest preventiv, dar fără mandate de arestare, în fine. Dar nu a efectuat toată pedeapsa pentru că la jumătatea anilor 50, laburiștii din Occident au făcut presiune asupra guvernului României, care voia să reia legăturile cu Occidentul, să facă afaceri, să facă negoți, și au reluat legăturile cu partidele socialiste laburiste din Marea Britanie, din Franța, și evident acestea au făcut diligențe pe lângă guvernul României să elibereze pe liderii social-democrați din pușcărie. Titel Petrescu îi se propune să fie eliberat, el condiționează eliberarea lui și de eliberarea celorlalți comilitoni și, într-adevăr, sunt eliberați fruntașii Partidului Social-Democrat în anul 1955,
și unii sunt încadrați în diverse posturi, în cercetare, în presă și așa mai departe. El avea profesia de avocat, n-a mai prestat și moare după 2 ani de zile, în anul 1957. Evident, fusese supus unui regim foarte dur în detenție. Avem și o stradă cu numele lui, da? Dobrogean Constantin. Da, 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 nu știam. Titel Petrescu. Da, Constantin Titel Petrescu. Da, super, avem. Super, nu știam. A, da. Foarte bine. Credeam că aici, normal ar fi fost aici. Așa trebuie, unde e Riga, dar nu e. Riga. Da, da, da. Bine, nu militez pentru schimbarea denumirilor de stradă, dar e bine că i-a fost atribuită o stradă. Da, e, și acum mai, avem, mai mergem la ultimul punct al turului nostru. Și asta vă spuneam că în 1929, Victor Eftimiu a luat... l-a rugat pe sculptorul Paciurea să-i facă un bust. Și Paciurea, care moare în 1932, apucă să-i facă acest bust, da? Numai că Victor Eftimiu îl amplasează în Parcul Cismigiu, deci el fiind în viață. Numai că municipalitatea n-a fost de acord să, ca acest bust să fie în, amplasat în Parcul Cismigiu. Și atunci i-a dispus să retragă bustul în curtea acestui bloc, care se ridică, încă nu e ridicat, blocul a fost ridicat undeva în 1929-30. El mutându-se aici, în acest bloc, și-a adus și bustul în grădină. Deci nu doar cu bagajul și cu mobila, ci și cu bustul. Și cu bustul, da, 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 da. Deci municipalitatea n-a fost de acord și atunci a fost nevoit să-și aducă bustul aici, în grădina blocului în care a locuit. Deci și unul dintre puținele cazuri în care un scriitor în viață își face așa propria statuie. Da. Dar un bust făcut de Paciurea, deci un sculptor celebru în epocă și reputat. Aici este punctul final al turului nostru. Aș mai fi vrut să vă arăt... Da, aceasta este o fotografie a sediului Partidului Socialist din București. Așa cum am spus, după ce s-a scindat în două Partidul Socialist, adică, mă rog, s-a transformat în Partid Comunist în mai 1921, socialiștii moderații și-au făcut un alt partid, Partidul Socialist, au fost mai multe partide socialiste, iar unul dintre ele, Partidul Socialist, cu Leon Gelerter, cu Ștefan Voitec, cu Ilie Moscovici aici, în 1924, în vara lui 1924, inaugurează acest sediu care se afla pe strada Ion Brezoianu numărul 37, da. Adică foarte aproape. Da, 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 da. Numai că între timp numerele poștale s-au schimbat încă din anii 30 și ulterior și în anii 40-50. Iar acest sediu se găsea unde astăzi se află mega imajul de pe Brezoianu, unde a locuit Alexandru Vișinescu, celebru fost comandant al penitenciarului de la Râmnicu Sărat. Și aceasta este o imagine surprinsă exact în momentul în care a fost, la momentul inaugurării acestui sediu pe Ion Brezoianu 37, astăzi undeva pe Ion Brezoianu 55-51. Și ar veni un pic mai sus. Și iar aici se încheie turul nostru, locurile memoriei ale mișcării socialiste, mișcării muncitorii și partidelor de stânga din perioada interbelică. Da. Sper că... Un material interesant. Și pe noapte. Pe noapte este... Am fost nocturne astăzi. Este primul pe care îl filmăm cu Mihai pe noapte. Păi da, bineînțeles, e un material interesant, la fel ca toate celelalte. Mulțumesc. Și dacă vreți să vedeți, uitați-vă în playlist, că le veți găsi pe toate materialele aceste materiale filmate cu Mihai. Bine, păi îți mulțumim și să ne vedem cu bine data viitoare. Sigur că da. La revedere, numai bine. Pa, pa.